procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 3 cetățeni polonezi care au încercat să intre în România cu 2 tiruri pline cu țigări. Cei 3 suspecți au fost depistați miercuri în Vama Siret. Marfa de contrabandă era ascunsă în pachete cu rigips și vată minerală. În total, în cele 2 camioane au fost găsite aproape 1 milion de pachete de țigări. Valoarea în vama țigărilor a fost estimată la 1 milion de lei, dar valoarea mărfii pe Piața Neagră s-ar fi ridicat la aproximativ 2 milioane de euro. Pe numele celor 3 suspecți a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Bărbații au fost reținuți în arest pentru 24 de ore, iar joi au fost prezentați judecătoriei Rădăuți cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii rădăuțeni au confirmat propunerea procurorilor și au emis pe numele celor 3 cetățeni polonezi mandate de arestare preventivă pentru câte 30 de zile.